Nicolae Dica, un nou antrenor de la FCSB, are o reacție nervoasă după același meci ca FCU Craiova 1948. El este contrar reporterului care a deținut un interviu după meci. FCSB Dreu, duminică seară, cu FCU Craiova, goluri marcate de Juna Stam și Andreea Compagno. Blumer Ahbiand are un număr mare de oportunități care sunt ratate pentru a marca goluri, inclusiv două baloane trimise la bar de capitanul Florinel Coman. Nicolae Dica, ieșind nervos în interviu după FCSB, FCU Craiova 1948. Ce a denunțat jurnalistul care îi a pus întrebări, asta credeți? În interviu după meci, Nicolae Dica a contrazis jurnalistul care a deținut un interviu. După aceasta afirmă că Cluj și FCU Craiova 1948, care tocmai a fost promovat, nu a fost o echipă care a luptat pentru titlu, a contrazis un ton foarte puternic. Asta crezi pentru tine, Cluj și Craiova nu luptă pentru titlu. Există două echipe foarte bune, acum ce să facă pentru a lăsa CFR să le bată? În ultimele 20 de minute am reușit să presăm oamenii din Craiova așa cum au făcut, au o diferență în 200 de operanzi în acest meci, a spus Dica. În același timp, tehnicianul echipei București a vorbit și despre noua achiziție care va fi realizată de către campionul vicepuite în sezonul trecut. Sunt foarte optimist că echipa mea va arăta mult mai bine. Așteptăm Niculescu pentru că avem nevoie de jucători de atac. Și angajatorii vor, de asemenea, să aducă jucători, a spus antrenorul FCSB.